La nivelul județului Maramureș există 19 unități de învățământ private. În cazul în care elevii nu plătesc taxe de școlarizare, ei au dreptul la burse tehnologice și sociale. Însă nu și-au văzut banii pe niciuna dintre lunile care au trecut de la începutul cursurilor în septembrie. Au fost chiar situații în care școlile de bună credință au virat sumele în conturile copiilor, dar după aceea le-au cerut înapoi, fiindcă ministerul a hotărât că banii trebuie să treacă mai întâi prin bugetele locale. Așa că plata burselor a fost amânată, încât nici azi nu au fost achitate. În iarna trecută, undeva în decembrie, când am plătit bursele la învățământul de stat, atunci n-au venit banii și pentru aceste unități private. Noi chiar am întrebat, am fi avut buget să plătim prin direct noi, dar nu, ministerul nu ne-a permis, pentru că trebuia să se respecte procedura legislativă privind plățile către unitățile școlare private, și atunci banii au trebuit să meargă prin UAT-uri, și din nou povestea cu bugetul, cu pașii care se fac în tezorerie, au făcut să se întârzi acolo bursele. Concluzia este că nu inspectoratul școlar este cel care trebuie să achite bursele elevilor de la școlile private, ci primăriile. Este vorba despre 983.000 de lei. În luna ianuarie am avut întâlnire cu toți directorii de școli private din județul Maramureș. Acolo am și clarificat tot ce înseamnă bugete, calcul de bugete pentru ei, și tot atunci am și făcut decizia pe care am trimis-o în trezorerie în 17 ianuarie. Am trimis în trezorerie acești bani ajung la școlile private prin bugetele locale, deci nu vin prin ISJ, doar bursele din învățământul de stat sunt gestionate de inspectoratul școlar. Sumele, decizia a fost făcută, este vorba de o sumă de 983.000 de lei, necesară pentru cele 273 de burse tehnologice și sociale pe care le avem în învățământul privat. Așadar, în această perioadă, banii pentru copiii din mediul privat ar trebui să ajungă de la primării la unitățile de învățământ. Acestea, ulterior, îi va direcționa către conturile elevilor beneficiari.